Comisia de disciplină din cadrul Asociației Județene de Fotbal Argeș a avut pe masa de lucru în ședința de marți raportul întocmit de observatorul de joc de la partida de duminică din cadrul a 5 a Seria Nord dintre Cimentul Valea Mare Pravăț și Vulturii Vulturești, încheiată cu victoria gazelor 2 la 1. La finalul partidei, în drum spre vestiare, jucătorul de la gaz de Marius Velea l-a lovit cu antebrațul pe delegatul echipei oaspete, Adrian Stanciu, conform raportului întocmit de oficialul AGF Argeș, Elena Mușetoiu. După dezbaterea cazului, Comisia de Disciplină l-a găsit vinovat pe Marius Velea de comportament violent și l-a suspendat trei etape, conform regulamentului disciplinar al Federației Române de Fotbal.